Prima victorie în deplasare din acest sezon se lasă așteptată. După victoria din prima etapă a returului de campionat obținută în fața liderei campionatului de la acea oră, CSM Avântul Reghin, echipa FC Zalău a plecat încrezătoare în județul Harghita, dar s-a întors fără niciun punct după ce a pierdut cu 2-0 partida disputată pe terenul echipei AFC Odorheiul Secuiesc. Ajuns la Odorhei cu o zi mai devreme de disputarea partidei, echipa Fanion a județului Sălaj, FC Zalău, nu a reușit să obțină ceea ce și-a propus, 3 puncte, și s-a întors acasă fără niciun punct. Pe o vreme perfectă pentru fotbal și un teren sintetic, lucru mai puțin obișnuit pentru un joc de fotbal, mai ales la nivelul Ligii a 3-a din România, partida a debutat sub semnul echilibrului. Încurajați de aproximativ 200 de spectatori, jucătorii echipei gazdă au reușit să marcheze câte un gol în fiecare repriză. În minutul 24, Gabriel Doldea a deschis scorul și a marcat în poarta apărată de moldoveanul Pavel Galac după o greșeală a capitanului Alexandru Fluieraș. Elevii lui Constantin Olariu și Cristian Oros au forțat egalarea, dar nu au avut suficientă concentrare la finalizare, astfel că acțiunile finalizate de Stanciu, Vălimăreanu, Ionașcu sau a moldoveanului Boris Tsugui au rămas fără rezultat pe tabela de scor și cum ocaziile în fotbal se răzbună, golul a căzut tot în poarta sălăjenilor, după o centrare venită dintr-o lovitură de la colțul terenului, finalizată de Soloș Marton, care a stabilit scorul final al partidei 2-0. În urma eșecului suferit în etapa disputată la finalul săptămânii trecute, FC Zalău a coborât o poziție în clasament și a revenit în postura de lanternă roșie a campionatului, dacă nu mai luăm în calcul ultimul loc ocupat în serie de Luceafărul Bălan, grupare care s-a retras din campionat înainte de startul returului. În celelalte partide ale etapei s-au înregistrat următoarele rezultate. Unirea Jucu, CS Oșorhei, 3-0. Luceafărul Oradea, CS Sănătatea Cluj, 5-1. FC Unirea Dej, CS Iernut, 2-0. ACS Fotbal Comuna Recea, ACS Industria Galda, 2-1. CSM Avântul Reghin, CSM Sighetul Marmației, 1-0.